Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Didire, merge de treaba! Deci fii atent, trebuie să facem două gogoși de fiecare. Facem mai multe, da? facem. Dar frumoase, rotunde, cu paharul, cu cana, cu cele tai, da? Cu întindem, vedem cum le întindem. Bine, și le facem. Fac des gogoși, că am nepotul de poftește și facem uică, nu mai faci gogoși. Eu când le fac, le fac umplute. Da, fac. N-am făcut bine. Ce fun. E cu scorțișoară, n-are nimic. N-are nimic. Eu și Tușa Didina, ne-a revenit sarcina să preparăm gogoșile, pe care Tușa Didina le-a frământat. Fac gogoși acasă, chiar cu iaurt. Bune! Chiar bune, dar de data asta am mers pe mâna lui Tușa Didina. Coana Didino, ce faci aici? Mă pitulai, mă pitulai. Păi tăi, ce te pitulai? Mă pitulai, lasă-mă. Deci fii atent, ascultă, avem chiuvetă, nu-i ca la... Lasă. Bă, nu e ca la aia, spalte-mă la chiuvetă. Bă, nu ai făcut primare chiuvetă, mă? Are apă curentă la poartă. Păi și atunci de ce să spălăm păi un castron? Păi noi la țara de ne spălăm. Când frământăm în ligheanul ăla, te facem coca, ca să se moaie să-l spăl. Când le bagi apă curentă și chiuvete, bă, trebuie să-i înveți să se și spele. Chiuvetă, păi de ce, mamă? Tot în strachidă și în copaie. În copaie, în copaie, tot în tuște speli. Da. Hai, fotomodelele mele, ce faceți acolo? Cum merge treaba? Bine, bine. Mai dă ceapa ca să termină repede, deci dăm cu aici ceapa, ca e... E mult de lucru, hai. Eu nu pot să mă duc să le învăț pe femeia să facă ciorbă. Nu știu să fac ciorbă de perișoare cum o fac el. Și n-am cum să mă bag peste ele la sarmale și la... Ia. Prea mare! Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.